Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un clip foarte tare pe acest canal, deoarece clipurile cu experimente și reconstrucțiile foarte, foarte tare vin pe acest canal. De ce? Pentru că am reușit să bag cheat table-ul. Iar în acest videoclip vă arăt că putem face lucruri foarte, foarte tari și unice pe acest canal, așa că în acest episod îi vom simula cariera lui Rare și Lee și îl vom trimite la mai multe echipe în 5 sezoane. Băgăm rapid dintr-o de la Eneba, că suntem obligați, și trecem direct la videoclip. Iar ne destrecem la videoclipul nostru propriu zis, nu uitați acolo băi să apăsați pe butonul de like pentru primul experiment. Modat urmează multe clipuri foarte, foarte tari în acest moment. Am foarte multe idei și mă bucur că le pot pune în aplicare. Apăsați acolo pe butonul de like că merită. După cum am zis la începutul videoclipului, am reușit să pornesc FIFA-ul, vedem acolo operare și Lee FIFA foarte entuziasmat, se mișcă, este foarte bucuros. Intrăm într-o nouă carieră și vom face o carieră de manager. Eu am o idee, dar dacă deja putem face treaba aceasta, suntem prea tare. Uite, îl vedeți pe Gheorghe Hagi, da? Îl vedeți deasupra mea pe Gheorghe Hagi. Înaintăm, vom schimba clar echipa și vom începe o scurtă carieră cu Nis și vom vedea la ce echipe va mai juca tânărul jucător român. Nu ne interesează de stadion, nu contează aici Euro. Intrăm mai în față, sărim de orice turneu amical, nu ne interesează, dar foarte important, testăm să vedem dacă merge. Uitați-l băieți pe Gheorghe Hagi, nu vine să cred, refin experimentele, ați văzut? Gheorghe Hagi băieți va fi managerul acest experiment cu fața icon pe care o are și în FIFA Ultimate Team. Eu zic că de acum, lăsând doar și mișto la o parte, acest videoclip merită un like. Mi-aș dori totuși să mă bazez în viitor apropiat mai mult pe experimente decât pe episoade de carieră și acum am și posibilitatea. Iar în acest moment îl căutăm pe Rare și Lee cu 83 potențial. Acesta va fi jucătorul nostru și urmează cât de curând să simulăm primul sezon. Îl blocăm aici pentru a fi sigur că nu o să-l pierdem. Ne bucurăm că nu are o clauză de reziliere. Simulăm câte o jumătate de sezon pentru a fi totul mult mai interesant. Și mai întâi de toate o să ne oprim pe data de 1 ianuarie 2023 și foarte rapid am terminat de simulat. Dacă ne uităm, în luna decembrie 3 egaluri o victorie, în luna noiembrie 3-3 cu PSG-ul, până acum ne învinși de câte se poate, victorii, multe egaluri. În luna septembrie nu prea am stat chiar atât de bine, iar augustul a fost început cum trebuie. Dacă verificăm, la jumătatea lunii suntem chiar pe locul 3 la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 2 și la doar 4 puncte de PSG. Am terminat pe locul 2 în grupă și am picat mai departe cu Sparta Praga. Vedem și CFR Clujul a terminat pe locul 2. Iar dacă ne uităm rapid acum la Rare și Lee, vedem că acesta a crescut 3 puncte în OVR. L-am pus frumos la antrenamente și vedem că acesta a marcat 5 goluri și 2 asisturi în cele 15 partide pe care le-a jucat. Are 5 meciuri în Conference League și 10 în campionatul Franței, în total fiind 25 de partide din câte se pare, dar 25 de partide Schmeichel jucându-le pe toate, acesta reușind 5 goluri, ceea ce este numai bun. Și nu se oprește totul aici, pentru că mai avem încă o jumătate de sezon. Și după ce am terminat de simulat, se pare că luna ianuarie a fost una dezastruoasă. Un singur punct în 4 partide. În luna februarie măcar am putut trece mai departe de Sparta și vedem că ne-am cam redresat. Acolo am prins 3 victorii în campionat. Luna martie a fost una destul de ok, reușim să trecem și de Ghent, iar după victorie egal, urmează o înfrângere și, din păcate, un egal, suntem eliminați din Conference League. Acestea sunt partidele noastre. În campionat, terminând totuși pe locul 2 la 3 puncte de PSG, am fost lângă PSG, deci Nice termină
pe loc de Champions League, de câte se pare. După care în cupă se joacă mai încolo, cupa Franței nu ne interesează, noi fiind eliminați, din câte se pare, destul de rapid, dar nici măcar nu ne vedem. Atât de rapid am fost eliminați de Monaco. Deci practic am prins un locul 2 și în rest atât. Aaaa, vedem pe Barcelona în Europa League cum pierde finala. Și echipa care ne-a eliminat se pare că ia direct acest trofeu. În primul sezon având 0 trofee din câte se pare. Dar dacă ne uităm la Rare Chilie, se pare că acesta are 75 overe, cam puțin tel, cu 8 goluri și 3 asisturi, dar măcar are 25 de apariții, în total fiind 48, nu prea s-a mai descurcat chiar atât de bine. Rare Chilie, 8 goluri, 3 asisturi în 25 de partide, deci vedem că este pus aici la antrenament, este singurul jucător pus la antrenament, dar măcar crește total 4 puncte în acest sezon și oficial poate să fie dus pe lista de transferuri cu această ocazie. Iar de acum trebuie să înaintăm și să așteptăm ofertele, prima deja venind de la Ajax. Ajax-ul dorește pe Rareș Ilie și oferă 13,5 milioane. Rareș Ilie la Ajax ar fi un traseu destul de interesant, mai ales că putem verifica ce se întâmplă în Olanda, Ajax-ul fiind campioană, deci clar va juca în Champions League și acceptăm. Rareș Ilie, frumos, acceptăm să se ducă la Ajax. Deci nu ar fi un transfer chiar mega interesant, care oricum va fi finalizat pe data de 1 sau chiar 2 și vedem că Rare Chilie într-adevăr pleacă pe 13,5 milioane, nota F pentru această plecare, era un jucător destul de bun. Iar dacă înaintăm ușor, ușor, ce să vedeți băi, ce chestie foarte interesantă, am primit o ofertă să antrenez Ajax-ul, bă ce chestia, ați mai pățit așa ceva? Și ca să fie treaba, am intrat în acest sezon, scăpăm de turneul amical din nou și nu cred că a venit la noi. Suntem pe data de 2 și dacă verificăm, ar că am trebuit să vină pentru că s-a acceptat acea mutare. Ne uităm la benzile noastre, Rare Chilie este aici și uitați-l pe tânărul nostru jucător care are tricoul cu numărul 11 la această echipă. Va fi în continuare păstrat și pus la antrenamente. N-am mai ratat în primul sezon când l-am pus la antrenamente, dar vă garantez că am făcut-o. Verificând acum, să știți că Rare Chilie are 84 potențial. Văd exact potențialul acestuia prin cheat-ul meu și rămâne să-l blocăm. Am văzut acolo că nu-l putem pune pe lista de transferuri, nu este nimic, dar ce este important este să simulăm din nou prima jumătate de sezon. Și după ce am simulat, se pare că în prima lună avem, așa, pe final o frumoasă victorie, în august doar victorie, iar în Champions League am plecat într-o grupă cu Dinamo, Inter și PSG-ul, din câte se pare am bătut cu 1-0 Dinamo, deci avem șanse reale la Europa League, dar ne mai trebuie o mică victorie. În cupa am trecut mai departe, am scos un egal cu Dinamo, deci avem 4 grupe, cred că suntem în Europa League, cum nu se poate altfel. Am mai scos un egal cu Inter, deci avem 5 puncte, suntem cel mai probabil în Europa League. A pierdut la penaltiuri cu Feyenoord, am fost eliminați din cupa Olandei, ați văzut acolo rapid situația, ca să nu dați un clip foarte lung, suntem pe locul 2, dar la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 1, ceea ce nu este atât de bine, dar îl vedem pe Rare Chilie, nu-l vedem în top, dar vă arăt eu că are 77 overe, a crescut 2 puncte, acesta totuși nu prea jucând. Din cele 26 de partide care au fost în total, el a jucat doar 10, băieți, a jucat doar 10 meciuri, marcând 2 goluri și un asist, deci Olanda nu prea îi priește chiar atât de tare. Dacă ne uităm totuși rapid ce s-a mai întâmplat, Leipzig bate City-ul care a luat Champions League-ul, nice. Mai departe, mamă, ultimul loc, a făcut egal cu... Nu spui că a bătut Dinamo, a bătut Interul. Nici măcar Europa League, băieți, am fost la egalitate cu Interul, dar din cauza că ei ne-au bătut pe noi și am scos un egal, din cauza meciurilor directe,
Asta merim în azi, deci tot ce mai putem lua este campionatul, dar măcar ne axăm pe el, asta este clar. Și din câte se pare, vedem că cam gata, campionatul din Olanda se termină foarte rapid, de fapt să vă arăt așa pe plan orientativ. Avem victorii în 1 aprilie, doar victorii, victorii, multe egaluri, multe, foarte multe egaluri, măcar am bătut Feyenoord. Și dacă verificăm, Ajax-ul termină pe locul 2. PSV-ul ne întrece în ultimul hal și în continuare Rare și Lie n-are nici măcar un trofeu. Dezamăgitor în totalitate, dezamăgitor, dar acesta face 78. O vedem, cota lui este de 22,5 milioane, dar o să înaintăm și ne grăbim spre următorul sezon. Intrăm în sezonul cu numărul 3, iar acum avem posibilitatea să dăm la squad și dacă ne uităm la cei mai buni jucători, uitați-l băieți că îl vedem pe Rare și Lie cu 79 overe, așa intrăm în noul sezon, îl punem direct pe lista de transferuri, că așa și trebuie, dar înaintând ușor ușor vedem că primim o ofertă din Bundesliga pentru Rare și Lie. Uite, un schimb cu Ghioțe, băieți, un schimb cu Ghioțe, ce interesant. Doar că o să cer o sumă mai mare de bani, o să cer un transfer între 50 de milioane și 30 de milioane. Să vedem dacă acceptă, pentru că oricum suntem cam obligați să-l dăm pe Rare și Lie, neavând statistici prea bune și într-un final sunt băieți de acord să ofere 40 de milioane. După ce a fost în Franța, sus în Olanda, oare va fi un transfer de destul de bun? Cine știe, Frankfurt... În Bundesliga n-am mai primit o altă ofertă, dar eu cred că ar fi una destul de promițătoare, 40 de milioane pentru Rare și Lie în Bundesliga, acceptăm, de ce nu? Varane se duce la Madrid, dar la Atletico de Madrid și între timp se stabilește oare un transfer? Într-adevăr îl vedem pe Rare și Lie, băieți, cum și-a rămas bun aici de la Ajax. Dar știți de la cine nu-și va lua rămas bun? De la Gheorghe Hagi, un transfer de nota... o plecare numai bună, 40 de milioane pentru acest jucător. Și bă, ce chestie, bă, cum se întâmplă, o nouă ofertă de la Frankfurt. Plecăm după Rare și Lie. Vă așteptați la acest lucru, în acest experiment modat? Unde vă zic clar, sper că jucăm într-o competiție europeană. Ar fi genial dacă s-ar întâmpla chestia asta. Dăm la squad și îl vedem și pe Ghioțe. Vedem pe mai mulți. Lotul este oricum mai bun. Și Rare și Lie primește tricoul cu numărul 9 temporar. Sau nu, ar merita un alt. Unde facem schimb. Nouarule, tu vei primi 9. Pe când Rare și Lie va fi de card, așa, tricoul cu numărul 10, altceva, îl punem frumos la antrenamente, la pase de data aceasta. Rare și Lie având o clauză totuși de reziliere, păcat, ce chestie, își va reface contractul și s-a dus clauza. Bă, ce ghinion, băi, bă, nu vine să cred, ce chestie, doamnelor și domnilor. Așa că ne punem direct să simulăm o nouă jumătate. Era să dau până în decembrie, dăm până pe data de 1 ianuarie, doar că de data asta 2025 și o să mai stau puțin și o să comentez alături de voi, pentru că mi-ar plăcea să văd dacă echipa joacă. Joacă oare, joacă măcar în Europa League. Eu zic că este perfect, avem șanse să ne descurcăm destul de bine în Europa League, la Bundesliga nu cred că avem nicio speranță. Iar după aceea se pare că avem un program destul de bun în Bundesliga, ducem bine, pierdem în Europa League, după care vine o lună octombrie nasoală, înfrângere, egal, înfrângere, suntem eliminați din cupă, s-a dus și cupa, s-a dus și campionatul. În Europa League nu prea ne-am descurcat mai deloc, din păcate pentru noi. Suntem pe locul 3 cu toate acestea în Bundesliga, la doar 3 puncte de prima clasată. Și dacă dăm la Squad Hub și la cei mai buni jucători, îl vedem pe Rare și Lie, care a crescut 2 puncte în OVR, are 81 OVR, acesta reușind din nou 2 goluri în cele 11 partide pe care le-a jucat, fiind în total 24, trap, reușind totuși un assist, foarte, foarte bine. El e evident neavând niciunul, că de-aia am specificat treaba aceasta, are... portarul mai multe asisturi decât Rare și Lie, pe care l-am pus la antrenamente la pase.
Cu toate acestea, în Conference League, hopa, am terminat pe locul 3. Am văzut dinainte FCSB-ul la fel, dar bine, într-o grupă greuță. Și noi unde am fost? De fapt, de ce mă uitam în Conference League? Este destul de evident că am terminat pe locul 3, la un punct mai sus față de echipa din Austria, cred. Dar, din păcate, am avut cu toate acestea o singură victorie, 2 egaluri, 3 înfrângeri, iar mai departe am picat destul de lejer. Mamă, Real Sociedad vs. CFR Cluj, ăla da duel mult mai greu. După ce am simulat, se pare că în ianuarie am avut victorie. În februarie am avut parte de 3-1 și egal. Foarte multe meciuri cu scorul de 3-1. Luna martie a fost ok, am dat 5-0, mamă, lui Dinamo. Foarte interesant. Bine, am avut două meciuri consecutive cu 5-0. Am trecut de OEM. Luna aprilie a fost una bună, a făcut egal cu Bayern, nu prea am pierdut, dar și egalurile alea o să ne încurce. După care mai departe, se pare că în semifinală am pierdut la penaltiuri cu Fiorentina. Am pierdut semifinala Conference League la penaltiuri, ghinion pentru noi, iar dacă verificăm locul 2 în continuare, avem un ghinion teribil cu locul 2, numai locul 2, rare și lie, mereu pe locul 2, Bayern nu ia și cupa și campionat și tot, nu ne interesează cine promovează, retrogradează, Roma bate Barcelona, stai o leacă, deci Barcelona n-a luat, deci să înțeleg, că în primul sezon pe care l-am simulat, Barcelona a pierdut finala Europa League, dar în al doilea sezon pe care l-am simulat a câștigat finala de Champions League. Să înțeleg eu treaba aceasta, care ar fi destul de fain, și pe care pierde iar o finală. Deci până acum Barcelona are 3 finale consecutive. Drăguț, PSG-ul cu Messi, Mbappé, Neymar în Europa League, iar Fiorentina, echipa care ne elimină din nou, echipa care ne elimină din Conference League, se pare că este și câștigătoarea. Totuși, verificând ce ne interesează pe noi cel mai tare, dăm la Squad Hub, unde vedem că Rarășelie are 83 overe, valorează 46 de milioane, este frumos pus la antrenament și vedem că în cealaltă jumătate de sezon a marcat 15 goluri cu 7 asisturi, având în total 17 goluri cu 7 asisturi în cele 36 de partide pe care le-a jucat. Comparând, îl vedem cât de cât și în topul aparițiilor, dar este și pe locul 2 cel mai bun marcator de la această echipă, a prins un al doilea sezon foarte bun, nu cred că îl putem vinde din păcate, acum că stau și analizez, trebuie să așteptăm să intrăm în sezonul cu numărul 4, dar oricum în această carieră n-aș vrea să accept chiar prima ofertă, dar s-a întâmplat până acum fix acest lucru. Mamă, și după ce am fost jucătorul lui Nice, PSG-ul vine aici cu o ofertă pentru noi, câștigătoarea Europa League vine aici cu o ofertă pentru noi. O să-i întreb pe băieții aceștia frumoși, dar nu știu de ce vor să ofere atât de puțin. Uite, între 50 și 65 de milioane. Vine direct PSG-ul cu oferta, băieți, pentru acest jucător. Tot Franța îl cheamă. 61 de milioane, 2 pentru acest super jucător. Și cel mai probabil prima cu animația, într-adevăr, pleacă de la Frankfurt la PSG. Un transfer nu tocmai bun, părerea mea. O nota C de data aceasta. Acesta oare se va duce să fie rezerva lui Neymar? Poate să fie oare rezerva lui Neymar? Cine știe? Oricum, formația acestor trebuie să fie una mega dubioasă și, într-adevăr, nu joacă cu wingeri. Opa, dar joacă cu Harry Kane, Zakaria aici, Neymar. Dar dacă verificăm cei mai buni jucători, Kylian Mbappé, Donnarumma, Marquinhos, Kane, au plecat. În mod stupid căutăm de curiositate Neymar Junior. Este jucător liber de contract, deci suntem înlocuitorul lui Neymar. Iar Messi s-a retras. Iar Ronaldo, de curiositate, Cristiano Ronaldo, până și el s-a retras. Se pare că nu mai sunt benzi decente. Și rezultă că Mbappé va juca pe dreapta, sperăm, Kane pe mijloc și Rare și Lie pe stânga, având toate șansele să fie titular de acum încolo. Iar tricoul cu numărul 10 va fi lăsat pentru Rare și Lie. De ce nu? Dacă tot a plecat Neymar, a plecat și Messi,
Rareș Ilie devine oficial de carul PSG, dar are 83 potențial, deci nu mai poate să mai crească în OVR, ceea ce mă cam dezamăgește. Și tot ce ne mai rămâne de făcut este să simulăm, să înceapă simularea. Și pe ce am terminat, trebuie să reamintesc ceva. Noi jucăm cu PSG-ul în Franța. Rareș Ilie n-are nici măcar un trofeu până în acest moment. Dar în august face rost de două. Luăm și super cupa, batem din nou. Cred că pentru a treia oară consecutiv în această carieră, când câștigătoarea Europa League bate câștigătoarea Champions League și luăm super cupa Europei, dar și super cupa Franței, batem și fosta noastră echipă Nice. Din păcate avem egal, victorie, înfrângere, mamă, nasolel. Avem o grupă destul de ușoară cu Celtic, Villarreal și Benfica. Și culmea că avem, mamă, deci fiți atenți, avem 4 puncte deocamdată, 7 puncte, 8, și cu alea cred că am rămas. Am pierdut foarte multe partide, băieți, suntem pe locul întâi, ne detașăm puțin de Monaco, dar mi-este frică să verific situația. Mamă, Realul acolo în Europa League. Alături de noi a picat pe locul 3 într-o grupă cu Benfica, Villarreal și Celtic. Rareș Ilie, evident, ne avem potențial, rămâne la 83 OVR, având 4 goluri și 4 asisturi în cele 27 de partide, mai exact în toate partidele. Adică până acum Ilie a jucat în fiecare, dar în fiecare meci, marcând de câte se pare doar 4 goluri și 4 asisturi. Cel mai top fiind Mbappé, după care Kane, iar la mijlocul sezonului se pare că n-am început chiar atât de bine. În luna februarie suntem neînfrânți, măcar bine că trecem mai departe, acolo la limită. Ne întâlnim cu Real Sociedad, de fapt de campionat nici nu ne mai interesează, vorbim doar de Europa League. Ne luăm revanșa cu Fiorentina, ajungem în semifinală cu Chelsea, echipul care ne-a mai întâlnit și pe care am bătut-o în acest sezon în Supercupa. Deci câștigătoarea Champions League a ajuns în Europa League. Și am câștigat Europa League-ul, din câte se pare. Am mers la sigur, am câștigat și cupa. Avem până acum, cred că, 4 trofee. Dacă ne uităm de curiozitate, am luat și campionatul, băieți. Deci avem Supercupa Europei, Supercupa Franței, avem campionat, avem cupă și avem Europa League. Avem 5 trofee efectiv într-un singur sezon. N-a luat Rareș Ilie până acum nici măcar, dar nici măcar un singur trofeu. Și acum hop la PSG cum a luat 5, dăm la Squad Hub, uităm la cei mai buni jucători, nu-l vedem pe Rareș Ilie că rămâne la cel veșnic 83, poate acum își va mări totuși potențialul, are 23 de ani, iar dacă ne uităm la statistică, are 19, mamă, dar ce zeu e omul meu, au fost în total 60 de partide, Rareș Ilie jucând în 58 și fiind în continuare al treilea cel mai bun marcator, dar după Mbappé și Kane. Rareș Ilie reușind 19 goluri și 9 asisturi, foarte, foarte bine, având 28 de contribuții în cele 58 de partide pe care le-a jucat. Și mai avem, băieți, de simulat un singur sezon unde trebuie să avem o echipă foarte de top ca să plecăm de la PSG. Rareș Ilie în continuare nu are potențial. Dar o să-i dăm noi acolo. L-am pus să aibă 86 potențial pentru că merită, a prins un sezon destul de bun. Este direct pus pe lista de transferuri și așteptăm ultima echipă, unde mai întâi de toate se pare că primim o primă ofertă. Hai că asta e ofertă, băieți. Vă rog frumos, vine o echipă de top, așa, de final. Jocul pare că nu vrea să mă asculte. Vine Villarrealul. Să vină o echipă așa cu poveste, să vină sau un club mare de Champions League. Ca să fie totul perfect și uitați că ultima echipă este direct Manchester City. Pep Guardiola îl vrea pe tânărul Rareș Ilie. O să întreb de, nu știu, hai să fie între 65 de milioane și 90 de milioane, chit că puteam spune acolo 100 în capăt. Dar din păcate se pare că Pep Guardiola nu vrea să ofere. Cred că maximul lui era de 60 de milioane. Dar uitați că vine Bayernul. Nu, s-a supărat la 90, efectiv s-a supărat la 90. Uite, eu întreb de 100. O să întreb pe aceștia de 100, cât mai tupeist. Era oricum o negociere, deci suma se micșora și vedem că Bayernul este dispus să ofere bani. Arata mai bine să plece acesta la City, dar dacă Bayernul bagă banii, noi de ce să nu acceptăm?
Am fost la Frankfurt, acum mergem la Bayern München, cum și de la Nice, am plecat foarte frumos la PSG. Plecăm direct de la o echipă de pe locul 2, plecăm direct la campioană. Se pare că a rămas totuși la PSG cât să luăm Super Cupa Franței. Deci se mai adaugă încă un trofeu. Urare și Lee încă n-a plecat. Bine, acolo că am putut lua un trofeu destul de drăguț. De bea acum va pleca la PSG, la Bayern, pe aproape 75. Acesta fiind tot așa un transfer de nota C, este comparat cu Kylian Mbappé. Și mamă, uitați cum a venit la țanc, așa ca de final plecarea la Bayern. Ca de final sunt puțin mulțumit cu această echipă, că măcar nu ne vedem în top. În mai puțin de 10 zile oare luăm două supercupe? Nu, normal că nu, ne mulțumim doar cu cea din Franța. Ne pregătim să intrăm în anul 2027. Începem sezonul cum trebuie, victorii, 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 victorii. Cu Inter, din păcate, scoatem un egal. În Bundesliga doar victorii. Grupa pare să fie una destul de ușoară. Au început primele înfrângeri în campionat. Vedeți chiar acum partidele. Și cu toate acestea, cred că va fi pentru prima oară când vom trece mai departe de grupele Champions League. Cum ar fi această măreață performanță? Suntem pe locul 2. Cu toate acestea, Dortmund se află peste noi. Poate am greșit echipa din Germania când am vorbit de campioană. Suntem în sferturile cupei, încă n-am fost eliminați. După care am văzut, am pierdut Supercupa, aia e. Supercupa Europei pierdută de PSG. Vedeți dacă am plecat noi? N-am mai luat nimic. Sâc, sâc, sâc. Mai departe, în Champions League am picat cu Real Madrid. Noi fiind cu toate acestea echipa de pe locul întâi. Ce rezultă că o vedem pe FCSB în Champions League. Și trecem mai departe în Europa League, peste Sevilla. FCSB care a bătut Benfica și a făcut egal cu Sevilla și cu Benfica. Chiar nu vă interesa, dar v-am zis eu. V-am zis eu acolo să fie bine primit. Îl vedem pe Rareșilie având 85 OVR. Acesta având cu toate acestea doar 8 apariții. De ce doar 8 apariții? Mane 3 apariții. Mamă, de cine a jucat? Avem Velasco. Mini Messi. Aoleu, din greșeală n-am vrut. Din greșeală, n-am vrut. Asta este de acum, ce putem să mai facem? Pac, frumos, Rareșilie e titular, nu? În luna ianuarie am avut victorii. În luna februarie am sunat destul de bine. Că, de fapt, nu, avem înfrângere egal în campionat. S-au pierdut puncte importante. Se pare că trecem mai departe de Real Madrid, dar avem parte de foarte multe egaluri. Iar luna aprilie este una de coșmar, suntem eliminați din cupă, cred că din semifinala a Cupei Germaniei, pierdem împotriva lui Manchester City, echipă care ne-a cam dorit, ceea ce dacă ar câștiga Champions League-ul m-ar face puțin să regret că nu m-am dus la ei. Era un final de experiment numai bun, Dortmund termină pe locul 1, noi pe locul 3. Din păcate, Dortmund este campioană, avem până acum un singur trofeu luat în acest sezon. Dar niciunul cu Bayern, ca să fie clar. Mai departe, Champions League-ul fiind luat de Atletico de Madrid. Pe final, dacă dăm la Squad Hub și la cei mai buni jucători, Rareșilie este al doilea cel mai bun jucător de această echipă. Iar dacă ne uităm la statistici, n-am papsat unde trebuie. Dacă ne uităm la statistici, 9 goluri. Doar 9 goluri. Un final de experiment nu foarte bun. Cred că era mai bine dacă rămâneam la PSG. Dar am forțat o schimbare. Ce rezultă foarte, foarte clar este că campionatul cel mai bun pentru Rareșilie este campionatul din Franța. Peste 4 ani Rareșilie va fi înlocuitorul perfect pentru Neymar după plecarea acestuia de la PSG. Și pe băi, sper că v-a plăcut acest prim experiment modat, care mi-a luat totuși acest experiment să-l filmez vreo 3 ore, a durat destul de mult să simulez. Mă bucur că n-a fost absolut deloc dat afară, pentru că am setat acolo să nu fiu dat deloc afară, dar a trebuit să mai refac contracte, multe altele, filmez de peste
3 ore, este acum cred că ora 8 dimineața, m-am apucat la 5 dimineața de filmat. Înseamnă că imediat trebuie să mă pun să editez acest videoclip, ca după aceea undeva după amiază să apară tot în decursul zilei de azi, adică azi am filmat, azi îl editez, azi îl postez la toate cele. Sper că v-a plăcut, în cazul în care n-ați făcut-o, credeți-mă cu un like, chiar mă ajută foarte, foarte mult și urmează multe experimente modate și diferite pe acest canal, pentru că dacă tot avem această posibilitate de acum încolo să modăm acest joc, eu zic să o facem pentru a fi totul mult, mult mai fain. Păi băieți, chiar sper că v-a plăcut acest videoclip. Evident, dacă aveți idei, le puteți spune în comentarii. Sper că v-a plăcut. Numele meu este Diez. Vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Și de acum urmează clipuri foarte, foarte tari. Vă salut!